Bună seara, dragi ascultători! Sunt Mircea Avram și în seara aceasta vom dezbate împreună lecțiunea școlii de sabat, studiul numărul 4, Mila și dreptatea în cărțile Psalm și Proverbele. Alături de mine în studio se află pastorul Edmond Constantinescu și presbiterul Cornel Dumitrescu. Bună seara și bine ați venit! Studiul acesta e un studiu destul de interesant, având în vedere că studiul trecut am dezbătut lucruri destul de practice, acum dezbatem lucruri și mai practice, pe care le putem aplica și în societatea noastră. Aș vrea să fac întâi de toate o mică precizare și, pentru că este ultima emisiune împreună, vreau să-i transmit fratelui Constantinescu câteva salutări de la cei din România. Chiar și colocatorii Universității Adventus au fost încântați de multe lucruri și nu te-au văzut atât de, sau nu te-au demonizat așa cum o fac alții, lucru pe care chiar vreau să-l precizez. Visul meu este să țin odată un curs de filozofie contemporană la Universitatea Adventus. Am înțeles. Deci cu ocazia asta, dacă decanul cred că urmărește, știu că urmărește, să facă invitația, să facă procedurile. Un curs de idei moderne, de gândire contemporană, mi-a place foarte mult să țin. Cu drag. Bun, haideți să intrăm în studiul nostru. Mila și dreptatea. Versetul sau versetele care încep acest studiu sunt Psalmul 82, 3 și 4 și spun așa: faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului, scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi. Cui, cine spune cui? Elohim stă în adunarea lui Elohim și le spune ceea ce ai spus, dar ei nu vor să asculte, de aceea se clate toate temerile lumii. Elohim le spune: sunteți Elohim, sunteți Dumnezei, dar veți muri ca niște oameni. Bun. Ideea, traducerea King James, este Dumnezeu stă în adunarea judecătorilor. Este greșită și bazată pe interpretările de nevul mediu, care nu vreau să recunoască că a existat politeism în istoria biblică. Și ce vine aici, vreau să spun, dacă luăm Deuteronom 32, de exemplu, se spune că atunci când s-au împărțit neamurile, Jehova, poporul Israelului lui Jehova, da? Și el a avut zeii lor. Da? Okay. Sunt decât la ei. Okay. Aici este un aspect foarte profund. Anume, fiecare popor are zeul lui, evrei au Jehova, da? Însă Elohim, în adunarea lui Elohim, care apare și în Iov, în adunarea copilului Dumnezeu, fiului Dumnezeu, le spune: vă termin. De acum încolo s-a terminat, o să fie un singur Dumnezeu pentru toate popoarele, pentru că nu faceți dreptate văduvei. Adică e o idee atât de adâncă aici. Nu o luă pur și simplu că este vorba de a face dreptate, că Dumnezeu spune unui judecător că trebuie să face dreptate văduvei. Ci Dumnezeu, apare că Dumnezeu, și asta e un tablou oarecum mitologic, trebuie să recunoaște, Dumnezeu îi execută Zeu pe celălalt zei. Îi execută pe toți și intrăm în perioada monoteistă. Și ce ne reprezintă asta? Adică trecem din perioada tribală, când fiecare era cu zeul lui și fiecare îl omora pe ălalt și ținea cu al lui, inclusiv ca evrei, da? Și acum e un Dumnezeu pentru toate popoarele, e o singură normă de dreptate pentru toate popoarele, este un, cum să spun, este un singur cod moral pentru toate popoarele. Asta este ideea care cum am zice noi, universal. Universal. Și din cauza asta, dacă îți vine, ăsta este imigrant sau, cum mi-a plăcut, că am auzit în tenis acum o situație, că a venit ICEU să aresteze un hispanic și toată comunitatea de albi și câțiva negri s-au luat de mână în jurul casei și au spus: nu treceți peste noi, nu intrați aici. Ok? Și i-a salvat pe aceștia, că i-a luat copilul și îl ducea și separat. Deci câțiva erau separați, da? Deci i-a zis: aici nu intrați, treceți noi comunitatea, așa sunt din comunitatea noastră, ne pasă că au salut documente, sunt din comunitatea noastră, să băieți buni, noi îi protejăm. Bun, asta este ideea, adică nu mai ai naționalism, nu mai ai tribalism, nu mai pui granițe între oameni și spui: suntem toți, avem un singur Dumnezeu, suntem toți o singură familie. Lasă să se referă, vreau să Psalmul 82, este foarte profund. Îmi pare rău că nu avem timp să spun profunzimea lui. Da, eu nu vreau să fiu critic, dar problema pe care o are lecțiunea noastră este că nu transpune ceea ce scoatem din proverbe, din psalm, din așa, într-o societate contemporană, exact, modernă sau un pic postmodernă. Da. Deci asta este problema. Problema este ok să ascult, să într-o, să zicem, într-un metropolitan cum este Chicago sau chiar cum este București sau așa,
cum aplici? Exact, asta e problema. Cum aplici învățătura pe care o scoți din lecțiune? Că nu sunt într-un sat iudeu. În privința asta, nu avem date concrete în lecțiunea noastră. Numai ne trimite... Da, lecțiunea, dacă vă uitați la coperta de prezentare, e pastorul Mihai Brașov. Da. Chiar ieri citeam un mesaj de la un coleg de-al nostru în care dumnealui solicită studenților și cerea o dată pe săptămână un student să facă cursuri de limba română cu o familie de musulmani. E un gest laudativ. La ce folosește limba română în familie de musulmani? Ca să-i ajute să se integreze, să-și găsească un loc de muncă în România. Deci e vorba de refugiați care vin și e un gest laudativ. Nu zic că poate schimbă, sunt mulți săraci români. La fel cum misionarii noștri pleacă în Africa să facă școli misionare acolo și România e plină de boschetari și cercetători. Ce zice de un curs de limba română cu pastori, de un curs de gramatică română cu pastori? Ok, și ce care e situația? Mi se pare că aici vorbim de niște paliative, sunt probleme sociale foarte grave la data aceasta, da? Și există posibilități ca niciodată în istorie, adică aș vrea să spun, acest psalm 82 se aplică foarte bine la timpul nostru, în sensul că omul are putere, care pe timpul când a fost scris acest psalm erau atribuite numai lui Dumnezeu. Da? Deci avem posibilitatea să eradicăm sărăcia, avem posibilitatea să rezolvăm problema încălzirii globale în mod sigur. Cred că doar America ar putea eradica sărăcia în... Dacă ar vrea, da. Deci avem problemă, posibilitatea, deci tehnologia este la dispoziția noastră, însă ce este săracul în timpul nostru? Săracul nu este ca pe timpul... mă rog, Israelului antic, da? Okay. Condiție atunci, naturală, săraci sunt săraci. Păi hai să aplicăm la timpul nostru, da? Ce fac acești judecători ai timpului nostru? Și problema este că eu sunt cel care îl votez pe acești judecători. Nu trebuie Dumnezeu să-l dea jos. Da. Eu îi spun, băi nene, te dau jos de acolo, data viitoare nu mai ai votul meu, da? Scriu la senator. Aici este problema. Deci, săracul pios este comoara pentru Biserica Catolică Medievală, pentru Biserica Catolică din timpul nostru, este comoara Maicii Tereza, da? Care a avut milă față de săraci și a făcut o avere de milioane de dolari, pe săraci îi ținea cu injecții, cu seringi nefierte și fără painkiller, fără, cum le spune românești la painkiller, de-asta care fac să se treacă durerea. Morfină. Nu numai morfină, orice pilulă care ți-a durerea, exact. Painkiller, ok, da. Fără anesteziante, da? Îi ținea să-i lăsa acolo să moară și uite, te sărută Dumnezeu acum când suferi și în anticamera cerului și mai că trebuie să s-a trăit la cele mai moderne clinici și lua milioane de dolari donați și așa mai departe. Adică, care este problema? Soluția nu este, vai, să fim creștini, să mergem la sărac acum. Problema este structurală. Asta îi spune Psalmul 82, da? E o problemă structurală cu Elohimii noștri, cu Dumnezeii noștri. Și această problemă structurală se poate rezolva. Deci e puterea în mâna societății de astăzi să rezolve toate aceste probleme, inclusiv să eradicheze sărăcia. Da, este foarte interesant că noi avem Dumnezeii noștri totdeauna în altă parte. Da, noi avem la noi acasă. De exemplu, nu înțeleg și încă nu mi-a explicat cineva, ca să pot să înțeleg și eu, că sunt mai greu când la minte când e vorba de problema mai fine. S-a terminat cu sărăcia în România. Biserica Adventă nu mai are nimic de evangelizat și de ajutat săracii din România de s-au mutat în Africa sau în insule, nu știu pe unde, până, eu știu, zic, în Filipine sau în alte locuri. Care este problema? La ce se referă aceste texte care s-au dus ei undeva mai departe decât poporul Israel? Le-a spus Dumnezeu să se ducă la capătul lumii. Eu știu că la capătul lumii trebuie să mergem dacă cu Evanghelia. Ne referim deci strict la text. Clar că se adresa strict pentru noi, ei. Ce-mi spun mie aceste texte este că eu trebuie să fiu un bun cetățean. Să am un simț civic. Un simț civic. Și să mă asociez cu toți aceia care vor să facă bine locului unde trăiesc și țării care trăiesc. Să urmăriți binele cetății. Deci asta este datoria mea ca urmaș al lui Hristos. Ca adventist de ziua șaptea. Nu este datoria mea, din punctul meu de vedere, să mă duc în Africa. Sunt resurse în alte părți și sunt oameni specializați pentru așa ceva. Sunt guverne care beneficiază de toate resursele materiale de acolo. De ce să
mergem noi... E datoria mea ca cetățean să-i spun președintului Trump sau exact, președintului Bush, exact. Domnule, tu nu blochezi fondurile exact. La o clinică din Africa pentru că dă anticoncepționale, ok? Și aș mai spune încă un lucru. Cea mai mare nevoie a continentului african este controlul nașterilor. Punct și fără comentarii, da? Asta este marea lor nevoie. Altă treabă și vreau să spun doar pe scurt o chestie. Eu am fost implicat în înființarea unui orfanat pentru copii străzi în România și până la urmă m-am asociat cu o fundație din statele. Orfelinatul din Prahova? Da, exact, da, bun. Și că am învățat acolo o lecție. Știi că am fost și l-am văzut da? Și chiar pentru mine e o durere că e lăsat de izbeliște. Da, dar să-i spun care a fost problema, ce am învățat eu atunci. Eu nu știam cum funcționează chestia societății non-profit, însă toată cheltuiala, toată munca a fost făcută de noi români, iar însă pentru fiecare copil din orfelinat se primea, deci, mă rog, organizația respectivă, mai o singură persoană era tot organizată, primea sponsorare nu știu câți dolari din Statele Unite. Dar noi am făcut totul. O altă problemă însă interesant, că eu am făcut-o pentru copiii străzi, că vreau să-i salvez, și a scăpat de copiii străzi și a băgat copiii ușor de managerit, dar să fie numărul acolo. Și atunci am vrei înțeles... Vrei să spui că copiii ăștia străzi erau mai agitați, mai dificili. Ok, erau, da. Erau asta e realitatea. Erau fete care făceau pe la 12 ani, ce vrei. Ăștia aveau nevoie, da? Și aș vrea să spun că mi-aș fi pus viața zi și noapte acolo ca să-i ajute copiii ăștia. Da, însă... dar poate nu se converteau ei, dacă nu-i botezai. Problema care este? Aici este problema. Aș vrea să spun, atunci am înțeles cum am făcut și în Atlanta și, Cornel, tu cunoști... acea fundație Crossroad Ministries, yes. Dacă știi, că e asociată cu biserica, cu remediul cum a trebuit, bun. M-am ocupat de homeless și am fost să văd ceva de la ăștia. Domnule, mi-a arătat, uite, camera asta ne-a costat $1,000,000 să o decorăm. Okay? Deci te ocupi de homeless și tu faci la fiecare dolar care îl dai, faci $10 pentru tine. Aici e problema cu aceste ministriuri. Da, am aflat și eu de curând, după experiența cu Africa, după ce am fost plecat în Africa, aici am aflat, am plătit o taxă cu organizația cu care am fost, nu o să-i dau numele, că n-are nicio importanță, dar ei culegeau și la sfârșit ne-au cerut o scrisoare de recunoștință pentru niște sponsori. Ca să înțeleg că, de fapt, oamenii colectau sume enorme sigur, da? Ca să-și plătească salariile da. În România. Mi-aduc aminte, într-o zi eram și printr-un legal, mall. Și e legal, că e non-profit și totul pe... Da, treceam într-o zi printr-un mall și o domnișoară, atât de drăguță, parcă era un înger, m-a abordat de la o asociație tot așa pentru salvarea copiilor și mi-a spus că ea face voluntariat și zic, am întâlnit-o de mai multe ori în locul ăla trecând pe acolo și zic, măi, te admir, cum de... i-am și dus două cărți, zic, cum de faci tu atâta voluntariat, zic, cum îți permiți? Și mie mi-ar plăcea, dar trebuie să mă întrețin, trebuie să plătesc toate cele. Ce nu că sunt plătită 10% din tot ceea ce eu câștig. Și atunci am înțeles eu zâmbetul ăla larg și ok, asta nu e, asta este o formă destul de alunecoasă. Și nu mai atâta, dar gândește puțin, adevărul că și de la NGO-uri și de la guverne, ce se duce? De obicei ajunge la niște guverne corupte sau niște biserici corupte, niște pastori corupți, care trăiesc foarte bine și de la care se scurge printre degete la acela. Și ți-aduce aminte de fratele sfânt, mare conservator Pipin, da? Pipin, care după ce a violat-o pe o tipă care a venit la ea disperată în Africa, i-a dat și $100. Și a luat $100 și a fost fericită că a luat $100. Dar el n-are probleme. Deci omul, când merge acolo în Africa, cine e ca el când se aruncă așa $100? Când omul se bate pe $2 în acea zonă. Deci problema este structurală în ultima instanță. Și dacă chiar ne pasă de lumea noastră, de lumea aceasta, aș merge pe Psalmul 82, într-adevăr. Adică trebuie să încep cu Elohim. Okay. Ești Dumnezeu? Ai putere care înainte era atribuită doar lui Dumnezeu. Hai să definim puțin aici, că poate că noi vorbim puțin cam filozofic. Cine sunt acești Elohim de astăzi? Specificați, vă rog, cine sunt Elohimii, ca să înțeleagă tot omul și țața floarea. Interpretarea arabinică din Evul Mediu este că acești Elohim sunt judecători. Da, este total greșit. Lingvistic sunt... Hai să ne apropiem de ziua de azi. În textul respectiv se referă la familia lui Dumnezeu, care apare și în cartea lui, da?
aceștia care sunt puși pe rețele de votare. În timpul nostru, aici, noi suntem elohim. Și spune de ce noi suntem elohim. Pentru că noi... Noi, eu, tu și alții? Da, da, da. Deci nu noi se referă la o categorie mai specială? Nu. Spune de ce. Noi nu trăim într-un sistem ca în Israel, în care era de sus în jos autoritatea. Era o piramidă. Era o piramidă. Și stăteai la jos la piramidă, sărac, și văd, te rugai, las că Dumnezeu are grijă de săraci și Dumnezeu îl judecă și pe judecător. La data aceasta, judecătorul răspunde în fața mea. Okay? Și președintele răspunde în fața mea și CIA răspunde în fața mea și FBI răspunde în fața mea, în ultima instanță, ca cetățean. Numai că suntem îmbătați cu tot felul de chestii care ne țin mintea și cu griji și cu divertime și așa mai departe, nu realizăm chestia asta. Am datoria să fiu un cetățean informat, am datoria să-mi dau votul, am datoria să fiu activ politic și le cer acestor tipi, Elohim, să rezolvă niște probleme ale lumii pe care le pot rezolva. Tehnologia o au, banii îi au, cunoștințele le au, experții au, rezolvă-mă nene problema aceasta. Știi? Deci nu mă duc acum să zic, oh, uite, Dumnezeu l-a pus pe Trump să-i salveze pe creștini de persecuție în Statele Unite, unde nu există persecuție religioasă. Da? Deci oricine poate să creadă ce vrea, mă duc pe stradă, când predic, nu mă arestează nimeni. Nu e așa? Orice vrea, oricine trece prin minte. Spun că Trump e anticristul, nu mă va aresta nimeni. Da? Spun că Trump e misionist pentru a să mă va aresta. Însă, problema este că zice, oh, noi trebuie... Creștinii sunt puși în război cultural, să apere nu știu ce drepturi politice care vor să le aibă. Pe de altă parte, există această politică de identitate absurdă, adică dacă un alb sărac e disperat și nu mai știe cum să scoate la capăt, el totuși are privilegiul de alb și de-aia e disperat că și-a pierdut privilegiile și dacă ești straight înseamnă că tu îl persecuți pe gay și dacă ești bărbat îl persecuți pe femeie, dacă ești creștin înseamnă că îl persecuți pe musulman și toate aceste prostii care sunt în timpul nostru. Și cel puțin America, dar toată lumea e împărțită acum, între dreapta și stânga. Și niciunul nu vrea să rezolve probleme de structurare, lumii care pot fi rezolvate. Da, avem inteligență artificială, avem tot ce trebuie. Ce mai elohim decât inteligența artificială? Problema este ok. Da, guvernele nu vor să. Da. Dar ce se întâmplă cu biserica? Cu bisericile? Hai să zicem că și bisericile nu vor să rezolve. Ce face biserica noastră? Cum o rezolvă problema biserica noastră? După felul cum o pune lecțiune, nu știu dacă ne dă o rezolvare. Nu cred că există. Ai milă de săraci, ai milă de orfani, de văduvă, tu te și dă mâncare la asta. În primul rând, cea mai mare parte a bisericii, biserica mea din Chicago, cei mai mulți oameni se luptă ca să supraviețuiască, ok? Aș vrea să spun, nimeni nu este milionar aici în America. Bun, se luptă să supraviețuiască și mă mai țin și pe mine, cum mă țin. Problema este, și dau și zecimea la conferință, problema este aici. Foarte bine. Problema care este aici. Care săraci? Să mă duc în... Am făcut și chestia asta, m-am dat la homeless, mâncare, nu știu ce. Le dai și la aia de mâncare, însă problema e mult mai profundă și biserica, pe vremea Sorei White, și ce-mi place pe vremea Sorei White, avea viziunea aia când se făcea un Chicago primi zgârie în orcă, era târgul internațional și săpa oamenii în mlaștină cu supresiune și făceau atacuri cerebrale. Okay? Și rămâneau un paralizat pe viață și nimeni nu dădea un ban pe el după aceea. Îmi place că sora a fost profeteasă și a spus, domnule, asta credea să se construite cu sânge. Am văzut o minge de foc sărind pe sânge, nu-i vorba de 11 septembrie. Asta e bazmul lui Finley, da? La Chicago se referea, la Seastour, nu știu de atunci Seastour, ok, toată asta. Da. Dar la ce vedem în Chicago? Asta era. Bun, n-a venit mingea de foc, sper să nici nu vină vreodată. Da? Însă, Elena a fost o profeteasă, a spus clădirile astea sunt zite cu sânge, ok? A avut curajul să spună chestia aia atunci. Uite de puțin ce se întâmplă, săraci devin tot mai săraci, bogați devin tot mai bogați. În timpul ei a spus treaba asta. Elena n-a fost apolitică, cum Iisus n-a fost apolitică. A spus niște lucruri, a avut limitele ei, dar și-a păstrat vocația profetică. Trebuie și încă un lucru, probabil că a generat mai târziu, peste nu foarte mulți ani, acele mișcări muncitorești, cum se ziceau, care sunt mișcările sindicaliste actuale, în care au format sindicatele și care au cerut și apără drepturile. Așa au ajuns să fie Chicago cel mai puternic oraș din punct de vedere al sindicatelor. Și interesant că Chicago, în orice criză economică a putut sta la suprafață, tot mai din cauza asta, că a avut muncă organizată. Dar acum hai să recunoaștem. Partidul Democrat, care trebuie să reprezinte muncitorii, a trădat această mișcare că trebuie să se ocupe că transexuale au și dreptul lor să se îmbrace, să
fie femei și bărbata să participe la concurs de femei sau să traduce la femei, chestiile astea, ca să distragă de la problema asta, iar republicanii cel puțin o știu toți, pentru ce să fim realiști, este o problemă reală. Da. Sărăcia din ziua de astăzi este... E paradoxală. Și în România, ca unul care trăiesc în România și mă confrunt cu realitatea, cum să zic, eu trăiesc oarecum în două lumi, că vin aici, câștig aici și vorbesc cu Cornel. E bine să muncești, să câștigi aici, să trăiești în România. E foarte bine. Cine crede că în America se fac bani, noi vorbeam mai devreme când ai ieșit tu, că aici faci bani ușor, dar îi cheltuiești la fel de ușor și de repede pe cum îi câștigi. Mai bine să îi cheltuiești în România. Da, e mai bine să îi cheltuiești în România. Deși avem creștere economică, deși lucrurile așa, oamenii sunt tot mai săraci, oamenii nu-și permit. Și asta în America la fel și în Europa la fel. Este o chestie bună. Și din cauza asta câștigă populiști în Europa, sau câștigă Trump, populismul Trump în America, pentru că la un moment dat omul care muncește și respectă regulile vede că nimeni nu-i pasă de el. Mișcarea bogat, Robin Hood, luăm de la bogat și dăm la săraci. Asta acum sunt invers, se ia de la săraci să dăm la bogat, nu? Și vine de care treaba, deci, că vezi că e un partid care normal reprezintă poporul și ăla e interesat numai de aspectele marginale ale societății, de homosexual, de musulman, de musulman. Care nu sunt majoritatea poporului. Nu sunt majoritatea poporului. Și majoritatea o lasă în pace, vă, nu vă pasă, voi sunteți niște redne, sunteți niște bigoși și așa mai departe. Când vezi pe de altă parte ăilalți care zic, o să fie bine pentru voi că sunteți scâini și mâncați la masa stăpânilor, cu cât stăpânii vor câștiga mai mult dolari, poate vor pica cenții și la voi și voi îi lingeți de pe jos. Asta se numește Reaganomics, da? Deci, trickle down economics. Ok, bun. Deci când vezi toată chestia asta și când te gândești că la tehnologia prezentă n-ar fi o problemă să se rezolve, cum să zic, orice om să trăiască bine, pentru că muncesc roboții pe la urmă. Da? Promovăm un soi de comunism acum? Nu neapărat comunism. Comunismul e noțiune de pășită ca și capitalismul. În 10-20 de ani va fi foarte greu să găsești loc de muncă obișnuit, dacă nu ești un ultra expert. Asta e adevărul, da? Trebuie pentru să recunoaștem că tehnologia va ajunge atât de mult. Dar pe de altă parte, medicii vor fi înlocuiți. Exact. Sunt roboți și am urmărit documentare și... Coreenii deja au profesor roboți. Bine, sunt coreen. La român nu cred că ar merge un profesor robot, da? Dar la coreen merge. Stau ar fura, și ar piesele de el. Da, stau cu mine și notează acolo și anotețe și profesor robot predă. Dar care e problema? Deci, asta înseamnă că poți să elibera omul, mai pui și ceva controlul nașterul, bineînțeles, da? Dar poți să elibera omul de presiunea zilei de mâine, să muncească de plăcere, să facă ceva ca lumea de plăcere. Mi-ai aprins o luminiță. A apărut un film, n-am apucat să-l văd, n-am vrut de fapt să-l văd. I am a mother. L-am văzut. L-ai văzut? I am mother. Ok, cu roboțica aia care salvează un ultim copil sau are un ultim copil, ceva de genul. Nu, e ceva mai complicat cu inteligența artificială care distruge omenirea. Ca să și o să crește copii ca să creeze o nouă omenire și așa mai departe. Cam asta este ideea. M-a înfricoșat când am văzut trailerul și am zis, băi, nu mă uit la ăsta că zic, chiar o să visez. Mai văzut ca idee filozofică merită filmul. Ca idee filozofică E bine de îl recomandăm celor care au Netflix și nu numai. Dar vezi, ideea e că, exact cum spuneai, în câțiva ani vom ajunge săraci, pentru că vor fi corporații care creează, uite aici un fenomen, discutam cu cineva. Trachiștii vor rămâne fără job. Da, dar uite, am lucrat într-o casă, am lucrat în mai multe case, fiind zugrav aici, iar oamenii au roboțelul ăsta de la Amazon, cum se numește, nu Sofia, altfel, are un nume, Alexa. Alexa. Am lucrat într-o zi și un coleg de-al meu a zis, Alexa, pune muzică. A rămas atât de fascinat, doamne, nu văzusem. Și asta și m-am gândit și am văzut în mai multe case. Ăsta e doar un început și cred că e destul de oricine își permite. Sigur, Cornel, ai acasă? Nu am, dar... N-aș pune niciun caz. Da. Ok, ideea că mă gândesc pentru că nu e foarte scurt. Pentru că vreau să mă vadă ea de la Amazon și tot ce fac eu în casă. Okay. Asta e problema. Ideea e că lucrurile evoluează. Ce facem în situația problemă, în care vom ajunge să fim înlocuiți? Bine, acum discutăm ipotetic. Nu e ipotetic. Și ce se va face? Va fi o mână de oameni bogați 1%. Exact. Care o să dea minimul necesar, vor da minimul necesar omul de jos. O să ajungem să trăim ca la armată cu mâncare din aia naționalizată. Nu, va fi mâncare, să dă droguri ca să nu faci scandal, dar n-ai un sens al vieții, adică ce ajută cu viața ta? Stai doar și primești food stamp-uri și primești droguri și entertainment ieftin de la guvern. Vrei să faci ceva cu viața ta și aici este ideea. Bun, nu susțin comunismul, dar Marx a avut o idee foarte bună, anume... Munca să fie liberă, adică ajungi în faza că nu muncești de nevoie, dar
muncești ce-ți place, ok? Te duci și faci ceva cu viața. Ai un minim income, da. Ți se dă libertatea să faci business, să faci cercetare, să faci artă, să creezi ceva. Deci asta este ideea care, vreau să spun, nu rezolvăm problema ducând un blid de mâncare la cineva, fiindcă e mâncare poate, găsește. Poate ne liniștim conștiința. Ne liniștim conștiința, asta este adevărul. E fain să, și noi mai facem acțiuni din asta, mergem odată pe, la nu știu câte luni și la Gara de Nord, dăm la boschetarea de acolo. Foarte frumos. Și îi certăm că mai vin a doua oară. Dar și membrii bisericii care merg, de fapt, și ei se gândesc de multe ori ce o să pun mâine pe masă. Și da, sunt situații, cunosc din biserică, oameni care trec. Și oameni care muncesc. Oameni care n-ar îndrăzni să ceară. Absolut, și muncești trebuie la salariu minim și sunt mulți din aceștia și sunt două geaburi sau trei chiar. Și muncesc la salariu minim și abia o scol la capăt. Dau zecimea. Și dau zecimea. Și poate ajută și pe alții. Ajută, dă și în Africa pentru alții și așa mai departe. Bun, deci aici este, dacă biserica noastră mai are acea vocație profetică care avem de la Ellen White, aici trebuie scris de adevăr. Nu să te mai săracul, că Domnul are milă de săraci și noi trebuie să iubim pe săraci și nu știu ce. Nu, domnule. Lecțiunea spune, Doamne, fă ceva. Da, Doamne, fă ceva, perfect. Ce facem cu lucrul ăsta? Mi se pare puțin așa tras de păr. Nu vreau să-i jignesc pe cei care au adaptat, au tradus, au lucrat la lecțiune. Nu intenționez asta, dar Doamne, fă ceva că noi ce facem? Da. Sau asta la altă, să-mi aici o chestie. Știi, Dumnezeu încearcă. Unde scrie chestia asta? Știi chestia asta? Când te duci la pastor, mi s-a întâmplat și mie, tu ești pastor acum și ne permite să... O să mă rog pentru tine. Da, te bate așa și eventual și tremură mâna puțin și spune, du-te cu Domnul, va purta de grijă. Da, și o să mă rog pentru tine. O să mă rog pentru tine. E atât de încurajator și am un amic pastor, prieten foarte bun, mi-e și profesor, are o calitate. Nu știu, teologic avem idei diferite, el e mai liberal decât mine în anumite lucruri și ne crâjonim, dar este omul care se roagă, zice, hai să ne rugăm și apoi zice, hai să vedem ce putem să facem. Mi se pare genul de pastor care... Da, corect, așa este, da. Ok, adică vin la tine și spun o problemă, știi că vin la tine, adică tu ca pastor conștientizezi de ce vin eu la tine și chiar m-aș bucura dacă colegii tăi pastori urmăresc emisiunea să se trezească la realitate. Cum era mâinile care se roagă, era o sintagmă din asta, cu mâinile care ajută sunt mai bune decât cele care se roagă sau ceva de genul. Ok, e o realitate, adică în lumea de astăzi să spui Doamne fă ceva. Și nu mai știu cine a spus lucrul ăsta, că eu sunt extensia mâinii lui Dumnezeu și așa mai departe. Bun, ce faci cu un politică când vine președintele Statului Unite și spune noi ne rugăm pentru problema asta, să îmi puși undeva într-o școală și ne rugăm pentru victime. Așa mă enervează chestia asta totdeauna când apare în America. Păi e o chestie așa de politețe. Bun. Dar și la biserică e aceeași chestie. Ne vă ruga pentru voi, da? Aveți o problemă. Ne rugăm pentru tine. Ne rugăm în biserică, obișnuim și noi să ne rugăm pentru frații în biserică. Nu, dacă ești nevoie și să spune mă rog pentru tine, cer ajutor, da? Practic. Nu că desfințăm ideea de a ne ruga. Probabil că ar trebui să renunțăm la ideea de a ne ruga pentru prostii de genul ăsta. Noi facem, să zicem, ne rugăm exact cum spun frații aici, în ciuda legilor și regulilor sociale date de Dumnezeu. Aha. Ok. Alea din proverbe, care sunt alea? În psalmul 82, cred că aici, am ajuns să punem absolut toate responsabilitățile noastre de oameni pe seama lui Dumnezeu, pe seama poruncii lui Dumnezeu. Și de aceea nu se face nimic. Ca să ne scuzăm. Nu se va face nimic, pentru că noi nu știm... Și zici, băi, săracul, zice, nu-l ajută Dumnezeu și pe ăsta. Da. Când ajută regulile date de Dumnezeu, tot e sărac. Și pe partea cealaltă, noi ne rugăm. Da. Deci, pe de o parte spune că legile și regulile sociale date de Dumnezeu le lăsăm deoparte și ne rugăm. Da. Și noi ce facem? Ne rugăm. Pentru că e foarte important să ne rugăm să lăudăm pe Dumnezeu. Da. Asta este, mi se pare că nu face, ne pierdem în cuvinte și în este ceea ce se numește... Nu este suficient că ne-a dat cele 10 porunci sau ne-a mai dat și altele, renunțăm. A, nu, cele ceremoniale. Astea de care legi sunt? Ceremoniale? Regulile date de Dumnezeu. Hai să traducem puțin în timpul nostru. Da. Regulile date de Dumnezeu se numesc mâna invizibilă a pieței.
Așa. Asta e ideea. Adică economia este în așa fel reglată după regulile date de Dumnezeu, care le justifică și cu Biblia și cu așa mai departe, și cu Calvin, dacă vrei, și așa mai departe, încât dacă cineva este sărac, este sărac doar din vina lui. Pentru că oricine într-o țară care trăiește după regulile date de Dumnezeu, adică regulile sfințite, da, de predicator, care se numește mâna invizibilă, care răspătește în primul pe cel care caută interesul său, îl răspătește și după aceea de acolo pică și la alții. Cine este sărac în această societate este sărac din vina lui. Cine nu e milionar, nu e milionar din vina lui. Exact. Și lasă aici creștinismul. Ia toate aceste, toate aceste tendințe New Age de self-help industrie, da? Era Anthony Robbins. Ți-ți mine că era Anthony Robbins în America acum vreo 20 de ani. Da. Era mare tomă. Awake the Giant Within, cu chestia cu mersul pe cărbun și alte chestii. Tot felul de cărți, cum a fost rugăciunea lui Iabeț. Și rugăciunea lui Iabeț. Dumnezeu vrea să fii milionar. Exact. Scrise de evanghelic și de tot. Sau tipul ăla cu râjetul ăla imposibil. Avem și în România. Gel Osten și așa mai departe. Adică stai mă puțin. Adepții Evangheliei Prosperității și așa mai departe. Și diverse piramide. Diverse piramide. Toți în sala asta putem să fim cei mai buni sellers în această organizație de piramide. Cum să ne dacă cei încep, mai buni? Dacă încep, menționează. Deci poți să fii binecuvântat dacă cotizezi 100. Da. În Africa... Și să gândești pozitiv, nu uita. Dacă este rău, este din cauza că tu gândești negativ. Vecina ta care și-a tras un glonț în cap și-a împușcat copiii și-a rugat casa era bun, care a încercat să respecte regulile și a muncit conștiințoasă și a plătit taxele totuși și plome și a pierdut mințile. Ok. Asta trebuie să-i spui, tu trebuie să spui Cornel, tu trebuie să gândești pozitiv, look at the bright side și, și roagă-te până la urmă, nu e așa? Că Domnul va purta de grijă, știi? Edi, vreau să te provoc aici, da. să te zgândăr, așa, folosesc un cuvânt românesc. Mai să mă fac scârpirea dacă vă zgândesc. Da. Psalmul 146, miercuri, a umbla cu Dumnezeu, spune așa, ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci, el face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi, Domnul izbăvește pe prinși de război, el deschide ochii orbilor, îndreaptă pe cei încovoiați, iubește pe cei neprihăniți, ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Da. E un psalm mesianic, nu-i așa? Și s-a împlinit. Și Iisus a spus... Recunoști că s-a împlinit și versetul 6? Da. El a făcut cerul și pământul. Îmi presesc că recunosc. Da. Eu nu contest creație, eu contest concepția naivă despre creație. În Australia acum, ca să fie corect politici, nu ai voie să spui că aboriginii au sosit acolo acum 40-50 de mii de ani. Trebuie să spui că ei sunt acolo de când există visul și că s-au născut din pământul Australiei. Asta e chestia. Bun, vreau să spun, și aborigenul crede în creație, în felul lui, da? Crede în creație. Dar el a rugat pentru chestia asta. N-am nicio problemă cu noțiunea de creație. Și doar cu ideea de... Cu naivitatea unor concepție. Nu numai cu ideea de timp. Cu o concepție naivă, care a fost un păstor de capre în epoca bronzului, păștea caprele, să uita la stele, domnule, uite ce frumos e. Nu lucrez că în 6 zile sau... și care chestia? Bun. A spus că te zgânderi. Poate să fii spus 6 zile dacă vrei. Eu știu că timpul este altceva decât ni se pare nouă, ok? Și cu asta am încheiat discuția. Timpul este altceva decât credem că e timpul. Și așa poți să spui 6 zile dacă vrei sau cât vrei. Dar știi care e problema? E un psalm mesianic, da? Psalm mesianic. Și Iisus a spus, eu am trimis lui Ioan Botezător că s-a împlinit. Cum s-a împlinit? Iisus n-a răsunat pe nimeni. Iisus n-a venit... A venit să propovăduiesc săracii. Slobozerea. Și nu i-a slobozit de Roma. Nu i-a slobozit de Roma, așa cum credeau ei. Așa, deci... Nici nu i-a slobozit de sărăcie. Nici de sărăcie nu i-a slobozit. Deci, în acest sens, cum ne ajută Dumnezeu? Când unul ca Iisus se duce și face ceea ce face, Iisus. N-o să stau să citesc. Acum ți-am dat răspunsul și cu privire la creație, da? Dacă Dumnezeu lucrează pentru sărac, așa cum ne-a arătat Iisus, adică prin trudați-le voi să mănânce, dacă Dumnezeu, de exemplu, eu spun, Dumnezeu m-a făcut așa cum să că m-a iubit, de recunosc că a fost un proces de la celulă la organismul meu de plin, și mai recunosc că am avut niște accidente genetice pentru care sunt așa cum să că dacă m-am născut cu un sindrom Down, eu spun, Dumnezeu iubirea lui mi-a făcut așa, ce a fost un accident genetic? Dumnezeu m-a făcut și mă acceptă, vreau să spun că e un paradox, dar cele două nu se contrazic.
care nu se contrazică. E un paradox, într-adevăr. Dar nu, cel domnul nu se contrazică, ești de acord cu mine? Da, sunt de acord. Și atunci și lucrurile la casă. Acceptăm, dacă acceptăm ideea unor accidente genetice, da, mutații și așa mai departe, da, dar este, nu se contrazică. Bun, și poate este și gay dintr-o mutație, până la urmă. De ce să nu recunosc? Deși nu toți sunt din mutație, dar unii sunt într-o mutație. Dar... E un subiect mai aici, da, genomul și așa mai departe. Încă, poate fi transexual, nu într-o mutație genetică, într-o mutație în timpul dezvoltării embrionului. Da, fac o afirmație, nu știu, poate tu poți să o contrazici, încă nu e validată. Știi de unde vine noțiunea de filme XXX? Nu știu. Nu? De la chestia cu cromozomul Y? Da, cromozomul X? Da. Cu trei cromozomi X? Exact. Nu, femeile care au trei cromozomi X se pare că sunt predispuse la a fi prostituate sau au un apetit sexual mai... Din punct de vedere epigenetic, femeia, un cromozom X nu se exprimă. Dacă se exprimă ambii cromozomi X, femeia e proastă. Okay? Și este oricum de asertivitate. Așa păcănesc, dacă are trei cromozomi X, îmi dau seama că fac ce vrei din ea, știi? Da. Deci cromozomul X o face prea feminină, prea mult estrogen, prea, înțelegi? Okay. Da, o face o bună creștină, cu alte cuvinte. O bună soție de pastor. Vreau să sublinez aici o chestie. Nota dar e lungă. Nu mi-a terminat ideea. Okay, te rog. Vorbim și de creație. Recunoști că Dumnezeul poate lucra pe căi naturale. Da? Cu siguranță. Cu siguranță poate lucra pe căi naturale. Și asta accept eu ca un om care crede în creație, dar nu contrazic ceea ce văd în jurul meu. Da, trebuie să recunoaștem concepția noastră în urma cercetărilor, nu mă refer a noastră personală de aici, mă refer a lumii extinse, cercetările care se fac, exact cum spuneam de cromozom și așa, și eu mă minunez de anumite lucruri care sunt anomalii, la care nu am avut acces până acum și pe care știința modernă le descoperă și știința nu e nici de la dracu, nici n-are coarne, adică sunt lucruri bune pe care știința le dovedește și noi înțelegem că, dom'le, Moise sau orice alt autor al unei cărți din Vechiul Testament care nu avea cunoștințele astea, că n-au fost descoperite, nu avea cum să uzeze de ele. Noi astăzi nu negăm nimic din ceea ce Biblia afirmă, doar explicăm în contextul în care ne aflăm și la cunoștința pe care o avem. În 30 de ani lucrurile vor fi poate și mai clare. Procentul de credincioși care gândesc ca tine este foarte mic. Asta este problema. Problema este că procentajul, biserica în majoritate, gândește cum gândesc frații care au făcut lecțiunea. Da, poate că și deci aici nu atrag atenția de, că de avem creație nevoie în sensul de a citi care mai mult am discutat mai... noi aici și în care a expus Edi. Da, tocmai de asta l-am scândărit pe Edi, pentru că mulți mi-au transmis în urma emisiunilor, domnule, te-ai întâlnit cu ateul ăla, nu crede în creațiune, nu știu ce și cum? Sunt mituri. Da. La fel cum poți să explici unui frate sau unei surori adventiste de ziua șaptea că o persoană care a moștenit ceva. Da. Lupta este de nu știu câte ori mai mare decât a unuia care n-a moștenit o înclinație rea. Da. Și mediul. Sunt copii care contează. Sunt cuminți pentru că au o gen aia de cumințenie, să-i zicem. E vorba și de ambianță acum. Și sunt alți copii care sunt drăcușori. Da. Adică nu știi ce să mai faci cu ei. Ce îți faci atunci? Că așa am moștenit. De undeva. Cum poți să spui tu că omul are nevoie de o luptă mai asiduă ca să... Și ambianța așa are lor, dar plămă, și ambianța aia poate fi un accident care nu i s-a întâmplat. Exact. Absolut. Ai crescut într-o familie de țigani, de undeva într-un cartier din Pitești. Și ce-i vina ta că te-ai născut acolo? Și sau asta, de asta, de unde, unde a fost Dumnezeu acolo? Da, adică, corect, așa da, știi cum ne scoatem noi din ecuația asta? Pentru că eu am avut multe lupte pe tema asta cu oamenii care vin din medii defavorizate și au apucături. Adică, unul care a crescut într-o familie de adventiști, să spunem, de nivel mediu, are o anumită educație, o civilizație, chiar am văzut anumite măcar lucruri. Măcar n-are părinți alcolici, măcar asta trebuie să crezi. Da. Măcar are o mâncare sănătoasă pe masă. Exact. Nu poate fi comparat cu unul care a crescut în niște condiții rele, primitive pentru timpul în care trăim și are un anumit comportament. Numai că aici civilizația și educația din noi, dar aici este o hibă adventistă. Și spun lucrul ăsta pentru că eu vin din afară și am văzut eticheta adventistă este diferită și aici voi putea să confirmați. Numai așa, gândește-te numai la copiii care trăiesc într-un mediu toxic. Toxic din toate punctele de vedere. Cercul, violența. Cum poți să aștepți tu ca acel copil
când va deveni adult să se comporte ca un băiat care a fost totdeauna la școala de sabat a copiilor, după aia a trecut la... Auzi, și eu vreau să pic chestia și mai departe și o să par foarte incorrect politic. Cum te aștepți la o etnie care de mii de ani, ca să supraviețuiască, a trebuit să apereze la furt, da? La marginal în societate, cum te aștept ca acesta să nu afecteze materialul ei genetic? Exact. E vorba de selecție, de selecție aici, da? În sute de ani, zeci de ani, sigur. Este, uite o chestie, deci rușii au făcut un experiment apropo de evoluție, au făcut un experiment fantastic în timpul Unii Sovietice, de la publicat numai după anii 90. Au vrut să crească, să știe că vulpea polară e foarte sperioasă, deci foarte scumpă. Și au vrut să creeze o specie de vulpi mai blânde, prin selecție artificială. În 24, mi se sau 25 de ani, vreo 700, nu știu câte generații de vulpi, da? Deci 20 ceva de generații de vulpi, au reușit să creeze o specie nouă de vulpi, de vulpe, dar o specie diferită, însă, foarte blândă, însă știi care era problema? Avea pete, avea coada încârligată, urechile blești, deci... Avea alte probleme. Deci a schimbat total, a schimbat total. Deci într-un orice mediu este o selecție, trece în Africa, trece în Africa. Un exemplu mai simplu, cred că tu l-ai mai dat prin emisiunile tale, copiii care sunt crescuți de animale. Da, aceea e clar că primii ani de viață, dacă îți lipsesc, asta e altă chestie. Atunci... Asta e problema mediului. Problema mediului. Ce vreau să rezum aici. Vorbim de câțiva ani, de primii ani. Gândește-te ce poți să faci cu un copil. Ai spus de copiii de la casele de copii. Și eu am o supărare vis-a-vis de biserica noastră pe care mi-o exprim. Care au leziuni la creier ireparabile toată viața. Da, ideea e în felul următor. Când iei niște astfel de copii și vezi că în două luni nu reușești să-i stăpânești, nu trebuie să renunți. Și spui că răspunsarea de Satana. Exact. Aici ai apreciat pe americani, au fiat astfel de copii, au văzut că sunt handicapați și n-au renunțat la ei. Și unii au reușit să se reabiliteze. Cât de cât, ar putea să funcționeze societatea. Cunosc o familie care imediat după Revoluție s-au dus în România. Familie de americani s-au dus în România, au înfiat un băiat și cumva, nu știu cum ne-am întâlnit, pe bază de servici la lucrul ăsta și... Ne-am împrietenit, venea la noi în vizită, noi am fost la ei în vizită, atâtea probleme, că l-a luat de la un felinar pe copil, atâtea probleme a avut cu acel copil, încât la un moment dat erau disperați și nu au renunțat. Nu l-am văzut de câțiva ani de zile. Acum îți dai seama că are 20 și poate 30 de ani copilul acum. Dar foarte multe probleme, depinde și... Cum poți să spun? Cum? Și vorbim cum de... explici lucrurile astea? Da, e simplu. Acum e n-a avut expunere la afecțiune. Adi, e ușor să spui. E posedat. Da, măi, corect, nu se mai poate. Dar aș vrea să mă întorc la problema eredității. Acum e incorrect politic să spui că oamenii diferă rasial, da? Okay. Dar acum îi judecăm și așa de la anumite chestii. Da. Vezi-mă la treabă. Cunosc o familie de pastori care a fiat doi copii de țigani din ghetto de Craiova, da? Gene. La 6 luni i-a dus în America, copiii foarte curățăi, drăguți, cu papion, zice, domne, are o șmecheri în el băiat. Auzi, părinții niște sudiși din ăia greoi la minte, știi? Deci vine la mine... Versați, așa, da, copiii. Neversat că a crescut cu homeschool, da? Deci izolat. Domne, are o șmecherie băiatul. De ce? Este un trip de supraviețuitorii, de mii de ani au supraviețuit, asta e în genele lui, ok? Vine la mine, zice... Spune-mi, cum e religia aia nouă care a înființat-o tu? Ce religia a înființat eu, băi? Zice, păi am auzit o discuție între un pastor din România și părinții mei că tu, de fapt, ai înființat-o nouă religie, știi? Șmecher băiatul mea. Fii atent ce te-au bârfit părinții mei cu prietenul tău când mi-a și spus numele, știi? Ok, foarte să așeze lucrurile. Da, așa. Uite-vă ce școală are băiatul ăsta. Acum, deci, noi suntem și victimele eredității. Sunt de victimele eredității. Sunt chestii involuntare. Sunt chestii involuntare. Richard Dawkins, într-o carte foarte hulită de adventiști, Genea Egoistă, spune o chestie. Imaginați-vă că cineva a crescut în ghetoul de Chicago de mic copil și a prosperat. Într-o zonă de ganguri a prosperat. Ce părere aveți despre omul ăsta? Bun. Vreau să vă spun că noi provenim într-o linie de supraviețuitori care au supraviețuit dând în cap, luând de la altul, luând soție altuia, să nu vă mirați că în noi există niște chestii, deci, e păcat. Domnule, este o selecție. Dar nu este selecția naturală. Edi, nu este păcat, e mai mult. E porunca lui Dumnezeu în Vechiul Testament.
du-te, omoară toți bărbații, femeile care au cunoscut bărbat și ia-le fetițele. Asta a fost cultura. Care este? Asta a fost cultura. De unde? Sunt urmașul lor. Și normal că noi suntem urmașul lor. Este vocea lui, este vocea lui Dumnezeu. Și așa a făcut și Daci. Fără să le spune Dumnezeu, așa a făcut și Daci. Și avocat și... Le spunea Zamolțes. Da. Și de-aia au făcut românii care au, cu Mihai Viteazul, au intrat la Giurgiu, au luat turcoacele de păr, s-au dus să le violeze și așa mai departe. Deci... Că și Ștefan cel Mare și Sfânt. Absolut. Și atunci, care e situația? În genele noastre, în genele noastre sunt probleme. Mediul creează probleme. Așa, nu putem judeca oamenii. De fapt, educația corectează foarte mult din aici. S-ar putea ascultătorii să judece și eu, dialogând cu cei care mă urmăresc emisiunea, îmi dau seama de anumite tendințe. Uite, eu nu sunt o persoană educată, da. N-am avut parte de o educație... Ca și mine. Ia și coreanul, toți sunt needucați, da, aici. Deci aia educați au doctorate, chestii, nu, rase. Nu vreau să spun lucrul ăsta. Conferențiar, profesor universitar. Nu scolastic. Da. Mă refer la faptul că nu s-a ocupat cineva de mine să-mi spună anumite lucruri. Da. Chiar uite, îți dau un exemplu. Acum vreo două săptămâni eram la un prieten pastor și pleca în Africa și urma să-l duc la aeroport și îmi spune: hai mănâncă. Zic, nu, am mâncat. Zic, nu vreau să mănânc de mai multe ori, zic, să mă fac ca americanii. Fără să țin cont că la masă era o tanti americană. Bine, el a început să râdă, dar jos mi-a tras atenția. Zice, băi, fii atent, era american, că zice, eu am râs, dar zice, ai dreptate, ce ai spus tu e adevărat, dar zice, fii și tu mai atent că se supără. Ok, asta ține de o anumită educație. Da. Dom'le, nu spui tot ce gândești. Da. Eu am fost obișnuit să spun tot ce gândești. Aici îl invoc pe amicul meu, pe Laurențiu Nistor, el e pastor. E prieten foarte bun. Îmi permis să-i spun absolut orice. Da, absolut orice. Da. Și cine mă enervează și dacă mă enervează el și să mă exprim colorat și mai puțin colorat. Iar Laurențiu nu-i genul de om și am afirmat și eu de multe ori, domnule, e un verset care spune: dacă e cineva în Hristos, e o făptură nouă. Judecându-i pe unii oameni, domnule, cum s-a pocăit, s-a botezat și mai drăcuie? Sau se enervează? Cum e posibil așa ceva? Până am văzut la mine că după ce m-am botezat, după ce m-am pocăit, încă mai am apucături care țin de lipsa mea de educație, pe care a trebuit să le corectez, dar pentru că au fost oamenii în jurul meu care să spună: domnule, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu te ajută. Asta înseamnă că tu trebuie să faci niște exerciții, da, ca la matematică, ca să-ți corecteze anumite deficiențe sau carențe de educație. Eu am dat cina, mi-au chemat în superstițelor oamenii să dau cina omului care era pe patul de moarte, ca la autolog să împărtășești înainte. L-ai spovedit? Nu. Da, era în comă și trebuia să dau cina, știi? Și care nu merge, hai să băgăm, ei să băgăm. Hai, când a început la să înjure. Și după aceea prea altă problemă, pe nu-i dăm cine că a înjurat. Însă, era în inconștient, erau benzile care erau cronoregistrate. Treaba este însă că un om în viața lui trece prin mai multe situații în care este spart și făcut la loc. Da? Ernst Hemingway are chestia asta care îi place foarte mult. Viața ori te sparge și te faci la loc, ori te omoară. Aici mi-aduce aminte de discuția noastră pe care am avut-o la ușă de pescări. Chiar am meditat puțin că tu stăteai mai jos și eu stăteam mai sus și zic, mai s-a poziționat, zic, anume în modul ăsta. Chiar am meditat puțin la discuția noastră. Realitatea e că, vezi, exact cum ai spus tu, viața ori te sparge, ori te omoară. Da. Și ori te faci la loc, ori rămâi bucăți. Și acum fiecare om în dezvoltarea lui s-a făcut la loc de mai mult. Da, mi-a plăcut cum ai spus tu la un moment dat că ai fost refăcut și cred că asta este și concluzia pe care aș vrea să o tragem. Și vreau să spun, ceea ce datorez eu Bisericii Adventiste este că am găsit mediul în care am putut să pun toate lucrurile la loc într-o formă nouă. Adică niciodată nu o să contez chestia asta. Da. Și încă un lucru care l-am mă bucur că l-am luat de la Biserica Adventistă și dar părinții mei care au fost adventiști de ziua șaptea, o gândire structurată. Deci, pentru faptul că tatăl meu a venit la credință, nu a fost adventist din familia tatălui meu, numai tatăl meu, bunicul și tatăl meu a fost, a mai venit un frate mai mic, după aceea s-a lăsat, după aceea un frate mai mare a venit la credință, dar nu erau foarte structurați la felul cum gândesc. Și au rămas cu hibe ortodoxe, totuși. Deci asta este ce a făcut adventismul timpuriu. Nu adventismul de astăzi merge către dogmatism și către mistificare. E poststructuralist. Asta e termenul filozofic. E un adventist poststructuralist. Și l-am ascultat când, înainte să plec de acasă, soția mea a ascultat pe Sorin Petrov și am ajuns să
fim foarte impresionați de povești din astea false fabricate, da. Cum că un câine în Noua Guinee ține sabatul și nu vânează și nu mănâncă porc. Așa am ajuns. Noi de la, da. De la poporul cere pâine și se circ. Uitau ortodoxii sau comuniștii care veneau să ne ducă la colectiv, pe cei care sunt de în jur de 60 de ani și mai aduc aminte, și nu puteau să ne convingă pentru că noi aveam, părinții noștri au avut o gândire logică și substructurată și la urmă plecau oamenii dezarmați pentru că nu aveau... Vreau să vă bagi în colectiv. Da, bineînțeles. Și vreau să-i dat colectiv, nu să Joane, noi nu aveam așa de mult pământ. Unchiul unchiul meu a luptat mai mult pentru pământ. Dar o gândire structurată și logică te ajută foarte mult să înțelegi și cum lucrează Dumnezeu, da, Cornel, ai și spus, cum poți să ajuți să fii eficient în lucrarea pe care vrei să o faci. Ai folosit termenul o gândire structurată și aș vrea să spun, mai ales, mă rog, seminariștilor, dacă... care e problema? Ce este postmodernism? Spune foarte de postmodernism. Postmodernismul este poststructuralism. Aici e chestia. Gândirea la începutul, prima jumătate a secolului 20 a fost structuralistă, să caut structuri, să compar structuri, da? A devenit poststructuralistă. Aici este marea problemă. Noi suntem poststructuralisti. Și interesant cum influențează gândirea lui biserica. Pentru că adventismul era un exemplu tipic de gândire structuralistă, adică și când interpretarea profeției, în doctrină, în stil de viață, noi mergeam pe structură. Da? Și ne învăța să gândim structural, chiar dacă eram proști, nu eram prea învățați, da. Dar ne intra în noi anumită gândire bine structurată și acum numai structurile s-au dizolvat și suntem sentimentali, avem experiențe, mai venim cu un text din Biblie și interesant, care e problema acum? Cu predicile, să nu dau nume, dar vin pe buze anumite nume dintre anumiți frați care sunt foarte popoare. Poți le spui după ce încheie filmarea. Da, așa, anume, îți vine cu un text de aici și un text de acolo. Nu, vreau să văd structura. Începui tu acest text. Ca și în lecția noastră. Niște texte frumoase din Psalmi și Proverbe. În ce context le spui acestea, da? Pentru că textul din Proverbe care le spune să nu fii lene și să fii harnic după aceea spune și bate copilul cu nuiaua că dacă îl iubește. Nu e așa? Bun, deci iau toată structura până la urmă. Care este ideea aici? Deci noi nu luăm lucrurile în structură, luăm un text de aici, un text de dincolo, mai spunem că asta e poziția. Deci, profesorul meu experiență, sunt un câine care a înțeles adevărul despre sabat și probabil că va fi și el în cer și așa mai departe. Și te mir că devenim, nu știu cum, un fel de autism. Și mai e o problemă, că textul luat de aici, da. Și negândit unde îl pui, da. Este împotriva sau în contradicție cu textul luat de dincolo. Exact. Dar noi încercăm să selectăm toate textele care se potrivesc. Care ne convine. Și celelalte care sunt în opoziție cu ceea ce spunem, le ignorăm ca și cum nu ar exista în Biblie. Și dacă vine cineva și spune, da, stai puțin, că uite, scrie... Ca să ne justificăm. Și zice, păi stai puțin, că acolo și încercăm noi să facem așa o cocoașă ca să... Până când omul... Și vreau să spun o chestie. Structural, eu accept Geneza 100%. Da. Vreau să spun o chestie. Structural, o accept ca structură de bază, da? Putem să punem breaking news aici? Nu. Păi nu, ca asta nu înțeleg oamenii. Nu înțeleg oamenii. Deci, când spun că structural accept, când spun că structural accept, eu înțeleg că primul ce e Geneza. Mai poți să spui și că nu ești ateu ca să fie încă un breaking news. Nu, știi care e situația? Sunt ateu față de Dumnezeu unora, da? Așa cum sunt ateu față de Buddha și față de Bumba din America, din Congo. Și fă-le și ascultătorilor și fraților nu, de biserici. Nu răspund la această întrebare pentru că faptul că mi-o pun, fiindcă mi-o pun, dovedește că n-au înțeles nimic din ce a spus. Vreau să plec biruitor în România să spun, domnule, am reușit să scot din gura lui Constantinescu. E o victorie firică și spun de ce. Afirmația că nu e oamenii care mă întreabă așa ceva, n-am ce să le spun, fiindcă n-au înțeles nimic din ce am spus eu, ok? Pentru că Dumnezeul lor este un Dumnezeu mărginit, este un idol. Este închide la un idol. Te acuză nu Dumnezeul Bibliei. Da. Bun. Așa cum unii... Sau Dumnezeul lui Hristos. Da. Unii cred că nu crezi în Dumnezeu dacă nu crezi că pământul e plat. Alții că nu crezi în Dumnezeu dacă nu crezi că pământul e de 6.000 de ani. Dar realizează că cei mai mulți creștini din lumea aceasta nu cred că pământul e de 6.000 de ani. Da. Și nu au crezut dinozauri. Sunt de acord cu tine. Adică și-am făcut afirmații auzindu-i pe unii în anumite predici. Așa am spus, doamne, dacă așa arată Dumnezeu, prefer să nu cred. Adică poate prefer să fiu ateu. Crede, adică modul ăla în care unii încearcă să-L expună pe Dumnezeu după interpretarea lor ca să obțină anumite
anumite lucruri, prefer să fiu ateu. Da, da. Aici n-am nicio reținere. Dar încercam, adică mă bucuram să scot din gura ta, să spun, domnule, uite, Edi a spus, domnule, nu sunt ateu. În structura lor, în structura lor de gândire, există un Dumnezeu mic și o lume și o Biblie care nu există în structura mea de gândire. Ok? Da. Deci nu putem să... Mi de structură, de structura. Da? Așa e. S-a mai prins, în lipsa lor de structură. În lipsa lor de structură există un anumit Dumnezeu, nu știu cum. Imaginar. Da? Mai, care mai simplu. Cu de unde noi cumpărăm materiale, proprietarul magazinului, depozitului, este penticostal. Și se mai... încep discuții da. Acolo. Și mai ales când merge Costel, fratele meu, că el este mai... da. Îi atacă mai tare. Eu mai încet. Și la un moment dat, când conflictul crește și argumentele se întețesc și vin frații penticostali cu niște argumente, îl întreabă pe Costel sau mă întreabă, că ce, voi nu credeți în Dumnezeu? Zic, nu în Dumnezeu penticostal, nu în Dumnezeu cu tare, nici în Dumnezeul adventist, dacă cineva vrea exact, să facă da. Un Dumnezeu, cum zice, după plăcerea noastră, după imaginația noastră. După chipul și asemănarea lui. Eu cred în Dumnezeu, dar nu cred în Dumnezeul cuiva sau da. unei religii. În sensul acesta... Un Dumnezeu prefabricat. Da, sunt exact. De acord și cred că și ascultătorii noștri sunt de acord. Când eram în armată, eram cu colegii, noaptea pe lângă cimitir, vine patrula, eu sargat un cimitir, pe ei prinde. Am la dormitor, mă colg, apar doua zi tot în cap, nu știu ce, făcuse și motru la garnisoară. Păi, ce s-a spus, măi, că zic, am plecat, nimeni n-a avut croazune după mine. Dar tu nu crezi în Dumnezeu? Pentru că am fost noaptea în cimitir. Nu mi-a văzut că să trec noaptea prin cimitir și dincolo era unitatea noastră, dar tu nu crezi în Dumnezeu? Păi asta este... Că ai profanat mormintele? Sau... Nu, că nu mi-a fost frică de morți. Că nu mi-a fost frică, noaptea să trec prin cimitir. Cam așa vreți mulți adventiști. Că tu nu crezi în Dumnezeu dacă nu ești superstițios. Aia se face diversitate, când sunt și superstiție. Da, aici îmi permit să închii și să fac o afirmație sau o declarație din discuțiile din culise, ca să spun așa. Pentru că, să fiu onest, noi și cei care se uită la emisiunile tale, da. Judecă omul din emisiune fără să te cunoască. Și trebuie să recunoaștem că așa se întâmplă. Oamenii nu te cunosc. Nu pot cunoaște din emisiuni foarte bine, nu mă pot cunoaște. Da, cred că trebuie să faci mai multe emisiuni. Cred că trebuie să faci mai multe emisiuni în care să spui și aspecte care poate le spui în dialoguri mai personale. Și eu discutând cu alții am aflat că ești un diavol încarnat și așa mai departe. Ți-au zugrăvit cea mai draconică imagine. Iar mie îmi place să-i cunosc pe oameni așa cum sunt, chiar dacă sunt draconici. Vreau să văd până unde poate merge această chintesență a omului și cred că n-am auzit declarații de credință mai sincere de la vreun pastor. Poate că au mai fost unul sau doi pastori care au făcut astfel de declarații despre Dumnezeu și despre biserică. Adică modul în care tu te raportezi la biserică și o vezi, mie mi s-a părut că tu faci din biserică țelul vieții tale. Ar fi o greșeală, ar fi idolatrie. Da, modul în care... Un mijloc de a face lucruri mai bune. Da, mi s-a părut că tu prezinți biserica ca ceva care te-a schimbat radical. Da, recunosc adică, chestia asta. Și ăsta e un lucru bun. Dar de atunci am mai și crescut. Și cred că e valabil pentru noi toți că putem crește. Vreau să închei spunând următorul lucru, că mi-am adus aminte și n-am făcut aceste precizări la început. O foarte bună prietenă de-a mea care te urmărește, Andreea Neagu, m-a rugat să te felicit pentru lucrurile bune pe care le spui și pentru că ai contribuit la creșterea ei. Și că mă iartă pentru cele rele. Acum, dator suntem să iertăm, Tatăl nostru cel cere să ne ierte. Și colegul meu care ți-a și dedicat cartea Marius Capotă, da. La fel, ți-a și scris în carte că emisiunile tale l-au modelat în cariera lui teologică și nu numai. Atunci, în felul acesta, aș vrea să mulțumesc și celor care ne ascultă și le dorim și cred că pot spune că le dorim să umble cu Dumnezeu la modul real și să își asume ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să facem și să nu punem pe seama lui ceea ce noi ar trebui să facem. Vă dorim o seară bună și vă mulțumesc că ați fost alături de noi.